Stimată audiență online, în numele Agenției de Investiții și a partenerilor noștri, vă spunem bună ziua și vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației de a vizualiza, de a participa la primul eveniment live din cadrul campaniei naționale de promovare și susținere a turismului intern cu un titlu generic Ne-am pornit. De unde ne-am pornit? De unde a venit această idee și de ce am decis să venim cu această inițiativă pentru a relansa sectorul turistic intern din Republica Moldova? Republica Moldova a fost afectată, sectorul turistic din Republica Moldova a fost primul sector economic și unul din cel mai grav afectat de pandemia COVID-19 la nivel local, bineînțeles și la nivel global. Datele statistice cu care operează Organizația Mondială a Turismului sub egida ONU nu sunt deloc încurajatoare. Se estimează că circa 100-120.000 de locuri de muncă din lanțul valoric al acestui domeniu riscă a fi desființate din cauza impactului pandemiei. Iar prognozele care estimau vizitele internaționale ale turiștilor pentru anul 2020 ne spun că ar putea să scadă aceste cifre cu 60-80% din volumul total estimat pentru acest an. Nu în ultimul rând, volumul total de servicii de export al acestui sector la nivel global riscă să fie afectat în valoare de 910 milioane de dolari SUA și chiar peste un miliard de dolari SUA. Republica Moldova nu este o excepție. Cu mare regret, încă suntem în situația în care circulația este restricționată și, de fapt, relansarea sectorului încă nu este posibilă. Dar, tocmai din aceste considerente, Agenția de Investiții a venit cu o măsură de răspuns, o măsură care nu era planificată anterior, de a veni cu o inițiativă de promovare și de susținere a turismului intern. Turismul receptor și cel domestic sunt exact acele direcții din domeniul turismului care constituie sau creează fundamentul de bază al dezvoltării industriei turismului din țară. Atâta timp cât noi singuri devenim turiști, atâta timp cât călătorim în propria țară, cât descoperim noi destinații, locații, gustăm din experiențele pe care le oferă Republica Moldova în acest domeniu, atâta timp cât alocăm bugetele noastre pentru călătorie, nu pentru a ne petrece timpul doar în vacanțele de peste hotare, dar alocăm aceste bugete pentru a le cheltui aici, în țară, măcar pentru o zi, două de weekend, în asemenea mod contribuim și susținem antreprenorii, actorii din industria turismului. De aici ne-am pornit ca și idee. Și este un proiect, o campanie națională care are o seamă de elemente, de componente, tocmai pentru a oferi posibilitate multidimensională ca atât la nivel instituțional, comunitar și chiar personal să ne putem implica, să punem un umăr la relansarea, redresarea sectorului. Campania a fost lansată inițial doar în spațiul online, pe 29 aprilie, în care am venit cu un art challenge și astăzi vom avea ocazia să facem cunoștință cu totalurile, cu bilanțul acestei inițiative, dar nu înainte de a intra în detaliile acestei campanii, cu un cuvânt de mulțumire și de profund respect, vin să-mi salut partenerii acestei campanii, partenerii care au fost foarte receptivi din start, s-au implicat la nivel conceptual, cu creativitatea, cu echipele pe care le dețin, cu experiența pe care o dețin, pentru că au simțit această responsabilitate personală și o dedicație personală față de inițiativa Ne-am pornit.
Parteneri care au decis să se implice pro bono cu titlu gratuit pentru perioada de conceptualizare, de elaborare a primelor etape de prelansare, până în clipa în care, într-adevăr, vom avea această posibilitate să ieșim din casele noastre pentru a călători în interiorul țării. Tocmai de aceea campania Ne-a pornit, s-a lansat cu simbolic cu apelul încă un pic, pentru că suntem dependenți de acele informații oficiale care vor reglementa felul în care vom avea posibilitate să ne redeschidem și să călătorim, fiind în măsură să ne adaptăm la aceste condiții. Am lansat apelul încă un pic și credem într-adevăr că acest pic foarte curând va trece la o acțiune concretă. Acestea fiind spuse, voi oferi pe rând cuvântul partenerilor noștri, despre care vă spuneam mai adineauri, tocmai ca fiecare să povestească despre acele elemente ale campaniei cu care s-au implicat și de care sunt responsabili. Și unul din primii intervievați este agenția Publicis, o agenție care este partener strategic al agenției de investiții, un partener strategic instituțional care susține agenția în articularea și administrarea brandului de țară, odată ce agenția de investiții este administrator al imaginii de țară și deține drepturile pentru acest brand. Iar agenția Publicis în persoana lui Eugen Boyko astăzi este alături de noi pentru a veni cu niște detalii despre cum a fost gândit vizualul, mesajele articulate conceptual această campanie. Eugen, ai cuvântul. Mulțumesc mult, Rodica. Eu tot mă bucur că noi suntem astăzi cu toții împreună și povestim un pic mai mult despre campania Ne-am pornit. Partea noastră, cum a zis deja și Rodica, mai mult includea tot ce înseamnă articularea mesajului, crearea acestui hashtag Ne-am pornit, dar și crearea identității vizuale, plus câteva inputuri strategice, cum facem campania dată. Din start vreau să zic că nu este o campanie gândită din timp, noi nu prea am avut foarte mult timp ca să dezvoltăm. Noi, în cadrul echipii și în cadrul grupului de lucru, în cadrul acestei campanii, ne place metafora că este, de fapt, un avion care este construit pe timp de zbor. Avionul deja zboară. Noi nu prea avem luxul să gândim foarte mult, să creăm foarte multe concepte. Însă, adevărul este că, anume așa, condiții deseori creează un produs puternic și eu cred că noi avem un produs destul de puternic. Noi căutam un îndemn simplu, ușor de înțeles, indiferent de cine ar fi persoana către care ne adresăm. E clar că este un îndemn care ar trebui să aducă împreună mai mulți oameni din diferite segmente a societății. De asta credem că acest, ceea ce se numește la noi în industrie call to action, o chemare la acțiune care se numește Ne-am pornit, cred că servește acestui scop. Vorbind de partea vizuală, pentru noi iarăși a fost un exercițiu frumos de a articula limbajul grafic a identității pomul vieții. Pomul vieții deja, de fapt, este un simbol care denotă nu doar oferta Moldovei ca și oferta investițională, dar denotă, eu cred că denotă deja și un pic de speranță, pentru că acest pom al vieții, noi, de fapt, cu acest simbol am trecut prin secole și astăzi acest simbol focalizează eforturile în jurul creșterii Moldovei și ca economiei, dar ceea ce e important, astăzi pomul vieții ne ajută într-un fel să trecem și peste criza în care suntem acum. Cum ne ajută? E clar că logo-ul și sloganul în sine niciodată nu rezolvă problemele. Însă, un brand puternic și o idee puternică poate focaliza efortul. Un brand puternic le poate aduce împreună și un brand puternic ne poate ghida. De asta, pentru noi a fost un exercițiu frumos de a articula limbajul grafic a pomului vieții în contextul acestei campanii. Cunoaștem că pomul vieții a trecut printr-un șir de metamorfoză și astăzi este, de fapt, nu doar un brand ce reprezintă turismul, dar
este un brand ce reprezintă întreaga ofertă a Moldovei și reprezintă, de fapt, Moldova. Aici aș vrea să subliniez că toți cei care vor să utilizeze acest brand, recomand să vă adresați la agenția de investiții pentru a vedea cum corect poate fi utilizat acest brand, mai ales că utilizarea lui este gratuită, e suficient doar să fie făcut o informare către agenția de investiții cu scopul de a primi o permisiune de utilizare. Dar ca și în cazul unui proiect precedent, și anume Ruta Ștefan cel Mare, în cazul proiectului Ne-am pornit, cred că am articulat reușit limbajul grafic a brandului Pomoveții și, de fapt, pentru noi asta deschide un șir de posibilități în viitor, și anume posibilitatea de a rămâne consistent și de a povesti o singură istorie pe plan vizual, că noi avem Pomoveții care reprezintă, de fapt, Moldova, dar de a avea variații suficiente pentru a reprezenta diferite acțiuni, cum, de exemplu, în cazul dat, acțiunea Ne-am pornit. Cum am zis deja mai devreme, sunt doar niște atribute, n-aș vrea să spun prea multă valoare în brand și în slogan, nu, sunt niște atribute, dar ele joacă un rol important pentru că ele focalizează efortul. Și noi cu toții, în momentul când vorbim de o campanie, zicem, mai auzit de campanie, Ne-am pornit, da, am auzit, participăm. Pe mine personal mă bucură foarte mult că acest hashtag este deja foarte articulat de public, eu îl întâlnesc foarte des în rețelele de socializare, anume în contextul că ne dorim să facem un efort să ne mișcăm înainte. Mulțumesc! O clipă. Mulțumesc foarte mult, Eugen, pentru mesajul tău și vreau să zic că Agenția de Investiții, bineînțeles că face multe prezentări de ofertă investițională, de export a țării pe diverse platforme internaționale, în fața delegațiilor străine și cu mare drag vreau să împărtășesc acele cuvinte de felicitare, cuvinte de apreciere a brandului pe care îl avem, ca Republica Moldova, ceea ce încă o dată denotă că într-adevăr este un brand consistent care aduce inclusiv la nivel de vizual, transmite acel mesaj armonios, combinat sufletesc, dar și cu foarte tangibil în termeni deja economici, a ceea ce înseamnă Republica Moldova drept o destinație pentru investiții, export și turism. Inclusiv campania Ne-am pornit, am observat că a fost primită cu drag și a fost replicată de mai mulți agenții economici, atât din industrie cât și nu doar. Ceea ce ne bucură foarte mult acest fapt înseamnă că este ceva care corespunde într-un fel pornirii interne și este dragă sufletului mai multor persoane. Respectiv, noi cu drag, Agenția de Investiții cu drag salută aceste inițiative, doar că pentru a menține mesajele, pentru a menține identitatea într-o formulă coerentă, recomandăm cu drag și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a oferi brand book-ul, a oferi acea asistență pentru o proiectare corectă a acestui brand. Asta fiind spuse, vreau să trecem la următorul element, element cheie, de fapt, pe care vrem să-l prezentăm astăzi. Unul din elementele campaniei care îl vedem crucial la momentul dat al dezvoltării pentru turismul intern, și mă refer la lansarea unui sondaj de opinie prin care vrem să evaluăm opinia consumatorului din Republica Moldova cu privire la așteptările acestuia față de oferta turistică reală existentă în țară, provocările cu care ne confruntăm, acele posibilități de alocare de bugete pentru pachetele de servicii disponibile în Republica Moldova. Vreau doar să accentuez că acest sondaj va fi realizat în premieră pentru țara noastră, odată ce sondajele anterioare vizau mai mult evaluarea opiniilor turiștilor străini sau țineau de turismul outgoing, emițător. Ori, precum spuneam, pentru prima dată intenționăm să avem un studiu reprezentativ prin care să putem articula acele cereri, că cererea generează oferta, acea cerere reală pe care o avem astăzi în Republica Moldova ca un punct de pornire
pentru foarte mulți actori. Un punct de pornire atât pentru agențiile de turism, care să poată să își diversifice sau să-și elaboreze ofertele locale, pentru agenții economici, prestatorii de servicii turistice din țară, pentru a-și regândi poate pachetele de servicii sau a ține cont pentru de acele experiențe pe care și le doresc consumatorii din Republica Moldova. Acest sondaj, pentru a ne prezenta în ce constă acest sondaj, vreau să-i ofer cuvântul directorului companiei Magenta Consulting, care a fost selectată în baza unei achiziții publice derulate de agenția de investiții și care astăzi vine cu mai multe detalii despre ce cuprinde acest chestionar, unde îl putem găsi și cum ne putem implica ca să contribuim noi toți la formularea acestor așteptări din partea consumatorilor. Dumitru, ai cuvântul. Bună ziua, colegi! Doamna Verbeniuc, mulțumim pentru introducere și vă mulțumim că ne-ați oferit această posibilitate să participăm și noi în acest proiect foarte important pentru noi. Și pentru că ne-am pornit cu dreptul, am decis să implementăm un studiu și, într-adevăr, sondajul care o să fie prezentat în câteva secunde face parte dintr-un studiu mai complex, de fapt, pentru că este vorba și de un sondaj online, este vorba de un sondaj la telefon, mai este vorba despre focus grupuri și interviuri în profunzime care deja au fost efectuate în săptămânile precedente. Și toate acestea sunt făcute pentru a elabora un studiu complex care ne va răspunde la toate întrebările ce țin de turismul local. Respectiv, o să venim cu propuneri care vin de la cetățeni care sunt potențiali turiști, o să venim cu recomandări pentru agențiile care se pot implica în sector. Pe parcursul focus grupului, acestor informații relative de chestionarele care vor fi aplicate atât într-un sondaj online cât și într-un sondaj la telefon. Cum a spus și doamna Verbeniuc, va fi un studiu reprezentativ și anume pentru asigura reprezentativitatea o să fie de fapt două sondaje care ulterior vor fi combinate împreună. Datele urmează fi colectate următoarele săptămâni. Sperăm că în 2-3 săptămâni reușim, dar foarte mult depinde de implicarea fiecăruia din noi și respectiv eu vin cu o rugăminte foarte mare către voi, cei care sunteți online, să răspundeți la acest sondaj pentru că durează vreo 7 minute și să încurajați și membrii familiei voastre, prietenii de asemenea să răspundă la sondaj. Vreau doar să fac un share screen, sper să funcționeze, doar să vă prezint cum arată link-ul sondajului. În momentul când o să vedeți pe Facebook mai multe postări cu un short link bit.ly/neampornit, dacă utilizați acest link o să ajungeți pe pagina de sondaj. Pagina este foarte intuitivă, are două limbi, limba română și limba rusă, care vă este mai confortabilă. Bara de sus vă arată câte întrebări au mai rămas și, practic, apăsând butonul înainte, începeți să completați sondajul. Este, cum am zis, foarte intuitiv, simplu. Întrebările au fost gândite foarte mult și la elaborarea întrebărilor au participat foarte mulți experți, respectiv ele sunt și simple, dar și foarte importante pentru noi. O să mai fie și o campanie cu banere, pentru, de asemenea, dacă sunt prea multe, vă rog să ne scuzați, dar avem nevoie de cât mai mulți participanți în acest studiu. Respectiv, pentru următoarele săptămâni, sper acest sondaj online să fie vizibil. Iar cei care o să primească un apel, de asemenea, vă rugăm și vă încurajăm să răspundeți la întrebările noastre. Sperăm în vreo 3 săptămâni să finalizăm colectarea datelor, plus o săptămână să avem posibilitatea deja să prezentăm public tot ce am reușit să cercetăm și din partea turiștilor, dar și din partea agențiilor de turism.
cred că atât. Mulțumesc mult, Dumitru. Deci, cum a fost deja menționat, întrebările din chestionar au fost realizate, într-adevăr, printr-un exercițiu comun în care au fost realizate focus grupuri cu implicarea segmentelor țintă pentru a elabora cât mai într-un limbaj cât mai apropiat de consumatori și nu rămâne decât să reiterez acest apel. Linkul va fi plasat atât pe pagina Ne-am pornit de Facebook, cât și pe pagina Agenției de Investiții, precum vom încerca să utilizăm și multe alte instrumente ca direct mailing, ca mesaje direcționate, cu apelul încă o dată către dumneavoastră de a îl completa și de a implica și pe alții, de a încerca să avem cât o rată de răspuns cât mai mare de implicare, pentru că cu toții ne dorim să avem un tablou cât mai real și cât mai onest, în baza căruia să putem să lucrăm în continuare. Vreau să ofer acum cuvântul încă unui partener foarte important al campaniei Ne-am pornit, un partener care a reușit să cucerească multe piețe din Occident, oferă servicii de IT și soft development pentru multe companii multinaționale din lume și care, cu mare drag, s-a implicat la susținerea acestei campanii, pentru că am înțeles că e nevoie de o resursă, o sursă care să integreze, să agregheze toată informația într-un anumit loc, care să fie exhaustiv, reprezentativ, ușor de navigat, cu posibilitatea ca toți, atât actorii din industria turismului, cât și cetățenii care Republicii Moldova care se vor lansa în campanie, să aibă posibilitate să contribuie, să ofere informații despre locațiile noi descoperite, experiențele noi descoperite pe parcursul acestei călătorii. E vorba de compania Simpulse, care s-a raliat prin proiectele sale MEP, MD și 3D9 MD și cu drag vreau să-i ofer cuvântul lui Roman Știrbu, cel care ne va deschide mici paranteze despre ce ne așteaptă în curând din partea dumneavoastră. Roman? Da, salut, Rodica. Salut! Da, ai cuvântul, te rog. Da, mersi pentru inițiativa Ne-am pornit. Într-adevăr, noi toți ne dorim relansarea turismului intern. Eu tot am doi copii care așteaptă acest clopoțel, pentru că este un clopoțel de aventură, pentru a descoperi noi locații în Moldova. Pentru turismul intern este, cred că, un clopoțel de salvare, pentru a reanima situația de cauza că toți s-au pătimit de pe urmă la pandemia creată. Și noi de ce și ne-am alipit și continuăm să susținem micul business din Moldova. Am avut foarte multe inițiativ până la campanie Ne-am pornit cu crearea de online magazine gratuite, care le-am lăsat până acum în jur de 80. Și primul proiect cu care noi dorim să susținem Ne-am pornit, da, campania dată, este proiectul MapMD. Noi vom contribui mai departe cu locații noi prin a le plasa pe hartă. Acum activ echipa noastră de manageri și developeri dezvoltă funcționalități noi pentru a aduce încă și mai spectaculos locațiile noastre. Noi, într-adevăr, deja lucrând cot la cot cu colegii la Profile, am văzut multe locații destul de frumoase care deja le-am pus la mine pe un pin pentru ca să le vizităm cu familia. Recomand și la mulți din spectatori tot să le viziteze. Prin proiectul MAP noi mai departe dezvoltăm și landing-ul, vor fi multe formulare pentru ca utilizatorii MAP să poată să sugereze diferite locații noi, care până acum poate nu erau pe hartă, dar noi urmează să le adăugăm. Așa că mulțumesc pentru contribuții următoare care vor fi. Următorul proiect despre care noi vorbim este cel mai popular site de anunțuri 3D9. Prima etapă de contribuție va fi
prin promovarea chestionarului, da, prin care noi rugăm utilizatorii să povestească exact ce își doresc ei de la turismul intern, ca apoi analizăm datele de către colegii Dumitru, da, vom putea trage anumite concluzii ca să fie într-adevăr un proiect turistic care s-ar bucura de o cerere. Prin asta, noi cu echipa 3 din nou vom contribui, vom promova aceste locații, agropensiuni, vile turistice, sate de vacanță. Avem locuri foarte multe și frumoase care au nevoie fi descoperite de către consumatori de pe piața locală. Vom crea un loc special pe 3 din nou, unde vom promova gratuit aceste locații. Echipa noastră va asista și va consulta cum de creat corect landing-urile pe 3 din nou, cum de creat ce imagini, ce texte trebuie spuse pentru ca să fie maximal și frumos prezentat locația dată. Astfel, noi împreună cu MEP și cu 3 din nou și împreună cu colegii dorim să relansăm într-adevăr sectorul turistic din Moldova. Mersi. Mulțumesc foarte mult, Roman, pentru aceste detalii. În lumina unor comentarii, mai multe comentarii cu privire la complexitatea hărții, a venit mai multă lume cu ideea că există deja asemenea resurse, că mai există baze de date care ar oferi această informație. În același timp, totuși, resursa despre care noi vorbim, o vedem la un nivel upgrade mai înalt. Mai mult decât atât, va fi bilingvă, ceea ce este foarte important în contextul Republicii Moldova, cu posibilitatea, cu planuri de viitor de a fi inclusiv tradusă și în limba engleză pentru a deveni într-adevăr o sursă internațională de informare ușoară de a-ți, inclusiv de a-ți face traseele turistice convenabile în funcție de interesul manifestat, în funcție de distanțele pe care le ai de parcurs și multe alte nuanțe. În acest context, în timp ce pregătim această hartă către lansare, vom veni adițional cu un apel către agențiile de turism care au oferta locală să își ofere informația atât despre oferte, cât și informația de cum pot fi găsiți și unde pentru utilizatori, cât și un apel către agenții din industria turismului, prestatorii de servicii turistice, să completeze prin informația pe care o dețin, iarăși despre locație, adrese, număr de telefon la care se pot face rezervări pentru o administrare corectă a așteptărilor în momentul în care ne pornim. Dorim să fie într-adevăr o bază de date cât mai complexă și să includă cât mai multe experiențe și locații care nu au fost suficient promovate anterior sau despre care nu prea cunoaștem multe lucruri. Și nu în ultimul rând, acum vreau să ofer cuvântul unui alt partener, directorul agenției Viorel Barbanou, agenției Profile, cei care administrează comunicarea și promovarea online a proiectului, cei care stau în spatele paginii de Facebook Ne-am Pornit, cei care asigură și o parte din logistica acestui proiect, care iarăși cu drag s-au implicat cu întreaga echipă pentru a încerca să ne lansăm inițial online și care astăzi va veni cu o informație ce ține puțin de primul bilanț al acelor activități de implicare a cetățenilor noștri pentru a susține campania. Dragă Viorel, ai cuvântul. Bună tuturor, mersi doamna Rodica. Înainte să vin cu bilanțul, aș vrea să spun că atunci când eram cu colegii și gândeam această campanie, sau mai bine zis, puneam fiecare câte un pilon și puneam accentele corect, am decis totuși că cel mai important accent care această campanie Ne-am Pornit trebuie să-l aibă este să pună accent pe experiență. Experiențele pe care noi putem să le vedem atunci când plecăm undeva, atunci când alegem o locație turistică din Moldova, și aici noi vorbim nu doar de experiențele pe care ne-am deprins să le vedem ce ține de gastronomie sau de vin sau de locuri frumoase,
dar să aducem prin comunicare și mesajul că în Republica Moldova turismul este plin de foarte, foarte diverse experiențe, de la kayaking și parașutism până la pescărit și până la motocross sau alergare respectiv. În campania noastră de comunicare am ajuns să punem accentul pe câțiva piloni și toți acești piloni țin de experiența pe care noi sau pe care turismul din țară ține să are să îl livreze către oricare dintre noi. În campanie de comunicare, prin intermediul instrumentelor pe care deja am început să lucrăm, dar și le vom extinde, am decis că vom merge să promovăm în primul rând acei prestatori de experiențe turistice existenți, ceea ce deja facem pe pagină, încercând să dăm o descriere cât mai simplă, într-un limbaj cât mai, cât mai simplist, dar cât mai exhaustiv. După care am vrea și venim cu apel, atât în postări cât și acum vin cu apel de a ne expedia sau de a ne comenta despre locații turistice care încă nu sunt existente, astfel ca să putem să promovăm și prestatorii de potențial de experiențe turistice. Cei care se află undeva, nu știu, în nordul sau sudul țării și care au într-adevăr ceva frumos de arătat. Într-a treilea rând, ziceam că vom pune accent și pe locurile frumoase și inedite, dar prin aceste locuri noi vrem să arătăm că și prin preajma acestor locuri, cum ar fi careva stânci sau lacuri sau pelicane care sunt în sud, că alături de ei sunt întotdeauna și acei prestatori de cazare sau de experiențe gastronomice. Respectiv, comunicarea noastră va fi multilaterală și deja este. Și în ultimul rând vom pune accent pe persoanele care inspiră și persoanele din turism care într-adevăr contează sau care dau niște experiențe foarte și foarte faine. Și încă o componentă, și aici aș vrea să mă opresc o secundă, este componenta responsabilității. Și responsabilității două puncte de vedere. Da, noi încă nu ne pornim, dar noi mai avem încă un pic și ne-am pornit. Dar dacă vrem să mergem undeva, trebuie să știm că trebuie să mergem în grupuri de câte 3 persoane, să fim responsabili, să fim atenți și, în ultimul rând, să fim responsabili ecologic. Și este un mesaj pe care am vrea să-l reiterăm temporar, pentru că atunci când mergem, mai ales în natură, trebuie să știm că curățenia trebuie să o menținem și dacă vrem ca și alte persoane să bucure de această experiență, trebuie să fim responsabili ecologic. Acum, în două cuvinte, aș vrea să fac un screen share, dacă să-mi reușească. Așa. La o mică prezentare, care va povesti despre ce am făcut în 2 săptămâni, fiindcă, cum spunea și Eugen, am mers într-un start grăbit și am încercat să facem multe lucruri din mers, dar sperăm că ne-a reușit. Campania de comunicare care am început-o noi, respectiv campania Ne-am pornit, a început cu pagina de Facebook. Pagina de Facebook care a fost lansată 20 de zile în urmă și împreună cu colegii, pentru a-i da un start rapid, am decis să punem accentul pe acest Art Challenge, care probabil l-ați văzut toți. Un challenge care a prins și spun eu că a prins destul de bine, fiindcă mai bine de o săptămână și jumătate, chiar și acum mai sunt cei care folosesc acest hashtag, a împânzit sectorul, a împânzit întreg Facebook-ul și respectiv a dat rezultate ca pagina să meargă bine și mulțumim tuturor celor care s-au implicat. Eu personal am aflat foarte multe locații noi și sper că și alții au aflat, fiindcă atunci când ne vom porni cu adevărat, să știm la sigur unde vrem să mergem. În postările pe care le facem noi, întotdeauna rugăm oamenii să ne mai spună ce se mai află în jurul sau alături de locațiile pe care noi vrem să o promovăm și pe care vrem să punem accentul. Și mulțumim foarte mult oamenilor, fiindcă, într-adevăr, răspunsul este vizibil. Întotdeauna oamenii ne scriu pe unde se poate de mai trecut, unde se poate de mai rămas, de cazat sau de bucurat de o experiență gastronomică. După cum vedeți, startul și rectorul care a pornit acum și vreau să reiterez că doar 20 de zile din campanie este unul foarte pozitiv, oamenii se alătură, la moment avem 2245 de like-uri și suntem în creștere. Asta arată că în curând vom putea să acoperim o mare parte din, cel puțin din partea online, a persoanelor care atunci când se vor porni undeva vor ști că ar fi bine de intrat
pe această pagină sau pe acea landing sau pe acea hartă pe care colegii de la Simples vor elabora și să vadă să-și planifice 1, 2, 3 weekenduri în față. Câteva cifre, până acum avem apreciere, după cum spuneam, impactul postărilor ne bucură foarte mult, fiindcă oamenii interacționează și interacțiunile cu postările la fel sunt foarte mari. Am avut 4 video pe care le-am postat pe pagină, au adunat 52.000 de vizualizări, postările au adunat 3.620 de reacții și ce mă bucură pe mine mult este că oamenii comentează. Avem 155 de comentarii, respectiv venim cu apelul să comentați, să ne spuneți, pentru ca și noi această informație să o putem să o agregăm, să facem o bază de date mai exhaustivă și să putem mai departe să promovăm. Vreau să spun că promovarea va continua și va continua pe perioada destul de mare, respectiv în permanență va fi necesar de făcut un update și respectiv orice locație faină sau orice experiență, în primul rând, faină turistică, noi vom încerca să o transmitem atât pe mediul online, cât și instrumentele care vom folosi ulterior. Cam atât în două cuvinte despre ce am făcut până acum. La nivel de planuri, doar vreau să spun că suntem acum în crearea bazei de date. Colaborăm cu agențiile și cu asociațiile din domeniu. Sperăm foarte mult că vor fi foarte receptivi cei care vor participa la chestionare, dar și agenții economici din sfera turistică existenți care vor putea să ne expedieze o informație cât mai veridică și cât mai faină despre nu doar unde se poate de mers, dar și ce se poate de făcut acolo. Care este experiența lor extraordinară pe care fiecare de noi poate să o aibă. Pe viitor sper să avem și evenimente faine atâta timp cât se deschid hotarele porților și caselor noastre și să implicăm și foarte multe alte instrumente și platforme pentru ca acest proiect ne-am pornit într-adevăr să ajungă la ceea ce vrem noi. Ca atunci când fiecare de noi se gândește unde să meargă în vacanță, în primul rând să poată deschide o hartă sau o pagină, să vadă câte lucruri extraordinare pot fi făcute în țară și să aleagă unul sau două din aceste locații cel puțin pe weekend. Mulțumim foarte mult, Viorel, și vreau și eu pe această cale, în primul rând, să aducem sincer mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în campanii deja sau cei care și-au anunțat deja deschiderea pentru a se implica, venind cu întrebări către noi cu ce putem ajuta, cum putem să participăm și noi. Lista de parteneri este mai extinsă de fapt și pe această cale nu i-am menționat absolut pe toți. Ar fi în acest șir și Agenția de Comunicare Instituțională Cubo, ar fi și Asociația Națională de Turism Receptor, cu care deja am reușit să facem cohos la evenimente de pastila COVID, iarăși ateliere, webinare dedicate industriei, Asociației Ghizilor, care a fost una din primii care au venit cu inițiativa să susțină campania și așa mai departe. Suntem în negocieri acum pentru parteneriatele media, atât online cât și cele tradiționale, tocmai pentru că considerăm că este o posibilitate și o datorie a noastră, de fapt, să ne implicăm și dacă o putem face, de ce să nu o facem? Asta fiind spuse, vreau de asemenea să îl întreb pe Eugen, care este unul din cei care conceptualizează, gândește în cele mai mici detalii unele elemente ale campaniei, pentru că lucrurile despre care am vorbit astăzi, departe de a fi absolut toate secretele pe care le-am povestit. Cum menționam, este un avion care se construiește în zbor și vreau să-i ofer cuvântul lui Eugen să completeze puțin acest tablou. Da, eu sper că sunt conectat și video. O secundă. Așa. Iată, acum trebuie să fiu și în video. Ok, excelent. Da, eu am vrut de fapt să remarc un lucru și să vă zic că, într-adevăr, în situații de criză, noi cu toții avem mare tentație de a lansa mesaje de panică
Și noi putem vedea în piață inclusiv și mesaje de panică, mesaje care dramatizează situația, mesaje care agravează situația prin faptul că, hai zicem așa, ilustrează efectele negative a crizei. Eu vin aici cu un apel din partea grupului de lucru. Eu cred că noi nu mai suntem în faza în care să lansăm mesaje de panică, noi nu mai suntem în faza în care să ilustrăm sau să hiperbolizăm efectele crizei. Cu toții cunoaștem că da, suntem în criză și cu toții cunoaștem că, într-adevăr, suntem într-o situație grea și vom trece prin timpuri destul de grele. De asta eu cred că noi avem nevoie de mai multe mesaje ce ar fi îndemn la acțiune. Și aici am vrut să zic doar un lucru. N-aș vrea să creeze impresia că acest grup de lucru asupra acestei campanii este un grup închis, nici într-un caz. Și noi suntem cu siguranță deschiși la inițiative și idei care ar putea să ține sau amplifica efectul, acel efect ne-am pornit, să ne pornim într-adevăr mai mulți și mai cu forță. De asta aici vin cu două idei. Ideea una foarte simplă, haideți să încercăm să lansăm totuși mai puține mesaje legate de panică și mai multe mesaje legate de acțiuni concrete pe care putem să le facem în perioada asta. Și al doilea moment este că fiecare este binevenit pe pagina Ne-am pornit de pe rețelele de socializare cu gânduri sau idei care pot amplifica efectul acestei campanii și ajuta mai bine sectorul. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Eugen, pentru acest mesaj inspirațional. Ochii sperie, mâinile fac. Și noi suntem cu toții în aceeași barcă. Înțelegem și conștientizăm foarte bine că suntem, mulți dintre noi, suntem și la o epuizare psihoemoțională și în constrângeri economice și efectele economice încă urmează să le confruntăm, dar doar făcând, doar implicându-te, doar elaborând niște acțiuni, încercând și greșind și iar încercând, lucrurile pot fi influențate ca să deruleze, ține de noi de fapt să le administrăm, să încercăm să le administrăm și doar împreună, cum am mai menționat și Eugen, dar de fapt toți speakerii, toți partenerii care astăzi au participat și sunt alături de noi în această campanie, sunt tocmai din cauza că au această credință fundamentală că atunci când este criză, poate cu atât mai mult, trebuie să te focusezi pe acțiuni concrete pentru a depăși această criză. Tot în acest context, vreau să fac un mic anunț în paralel cu campania. Bineînțeles că și noi ne punem întrebări. Vă spuneam că suntem dependenți de anumite restricții, limitări în care trebuie să existăm astăzi, ce țin de relansarea sectorului. Și în cooperare cu mediul asociativ din domeniu, am creat recent un grup de lucru instituțional sau intersectorial în care participă 5 asociații de turism din țară, atât de turism receptor cât și de turism emițător, pentru că toată lumea este într-o mai mare sau mai mică măsură afectată de pandemie. Să venim în cadrul acestui grup cu un set de recomandări care să reglementeze condițiile de relansare a domeniului. Cu toții ne dorim să fim pregătiți, să cunoaștem acele reguli, ce avem de făcut pentru a ne relansa în condiții sigure în care putem să oferim protecție maximă vizitatorilor, să oferim această credibilitate și confort psihologic că totul este safe într-o condiție cu respect pentru sănătatea publică și la fel pentru noi turiști, deci din ambele aspecte, pentru cei care se lansează în călătorie, cetățenii vor să aibă siguranța că pot călători și vor să cunoască acele reguli conform cărora au posibilitatea să se lanseze în călătorie. Pe de altă parte, toți participanții, toți agenții economici din industrie își doresc să cunoască acele reguli pentru a putea să le asigure pentru o relansare într-adevăr cu respect și pentru a asigura această protecție. Încercăm să venim cu un document de recomandări care să reglementeze aceste condiții, ca ulterior acesta să fie validat la
la nivel instituțional, oficial, aprobat pe baza Comisiei Naționale de Sănătate Publică pentru a fi mai conștienți și mai în condiții sigure să putem să facem această relansare. Noi am zis la început că este primul eveniment live din cadrul campaniei Ne-am pornit. Campania nu are un termen de final, tot pentru că se creează și în timp. Urmează mai multe surprize cu care vom veni pe parcurs. Vom încerca să venim cu informații actualizate cu privire la acele livrabile ale sondajului prin chestionare pe care lansăm astăzi, cu privire la totalurile, bilanțul de implicare a cetățenilor, pentru că vor mai fi anumite apeluri publice de implicare. Și încet cu încet vom încerca să ținem acest dialog cu dumneavoastră. Un dialog presupune și implicarea și adresarea dumneavoastră către noi pentru a crea împreună, de fapt, această campanie și împreună a face schimbarea, pentru că suntem un neam pornit să facă lucruri frumoase. Vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și vă așteptăm să fiți alături de noi pe parcursul întregii campanii. O zi frumoasă tuturor, sănătate multă!